Bine v-a regăsit din nou, dragi cititori Herald, la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise, în cadrul campaniei Cum ne setăm obiectivele, rezoluțiile, planurile, scopurile, intențiile pentru anul 2021. Alături de noi astăzi este Ioan Nistor, profesor Human Design, căruia îi mulțumim din suflet că ne onorează cu prezența la această emisiune, la rubrica Cărți deschise pentru minți deschise. Noi de altfel am mai făcut alte materiale, alte interviuri anul trecut. Iată, deci ne-am gândit să începem anul cu o campanie vorbind cumva, pentru că nu e deloc întâmplător, vorbind despre începutul de an, despre rezoluții, planuri și obiective, cum le setăm, cum ne setăm de fapt prioritățile la începutul acestui an. Și vom vorbi atât din perspectiva șamanismului, dar și din perspectiva human design, exact activitatea pe care o desfășoară Ioan Nistor. Pentru că venim de fiecare dată înaintea noastră cu o prezentare, cu o recomandare de carte, ne-am gândit că astăzi să vorbim despre Calea Șamanului, un ghid pentru putere și vindecare de Michael Harner, o carte publicată în colecția Șamanism a editurii Herald, în traducerea lui Marian Stan și, așa cum spuneam, carte care se află în campania Obiective și intenții pentru anul 2021. Ioan, aș vrea să ne împărtășești mie și cititorilor Herald câteva gânduri despre începutul de an. Cum este privit, să spunem, începutul de an ca un nou ciclu, atât din perspectiva șamanismului și a ritualurilor care au loc în șamanism, în funcție de perioadele și de anotimpurile unui an calendaristic, dar și din perspectiva human design. Bună ziua! Bine te-am găsit din nou, Sorin! Din perspectiva șamanismului, vorbim de multe ori despre roată. Și această roată e legată de cicluri, de anotimp. Și acum suntem practic în începutul unui an nou. Și prin urmare, încet, încet ne trezim la viață. Încet, încet intrăm, ieșim din iarnă și intrăm în primăvară. Înțeles? Noi încă n-am ieșit din iarnă. Și aici o să fac un pic legătura cu human design. În human design, anul nou, sau degrabă ciclul nou, începe în momentul în care soarele intră în poarta 41. Poarta 41 este despre codonul start. Fiecare ADN, fiecare catenă de ADN începe cu codonul start. De acolo începe toată experiența umană. Practic, în momentul în care soarele intră în poarta 41, lucru care se întâmplă în jur de 21 ianuarie, începe noul ciclu anual. Și în acest nou ciclu anual, ce se setează? Se setează global, practic, experiența umană pentru fiecare, pentru anul care urmează. Din punct de vedere al șamanismului, înțeles că este deschiderea către marele spirit, deschiderea către o nouă experiență și explorarea noi experiențe. Asta nu recomand oamenilor să își pune intențiile exact pe 1 ianuarie, pentru că, din punct de vedere human design, 1 ianuarie este o zi în care ne uităm înapoi și ne uităm la scopul pe care ni l-am propus un an în urmă și putem să ne uităm să vedem ce mi-a adus anul, ce am reușit eu să fac anul ăsta, ce mi-am propus și care e realitatea. Și perioada asta până pe 21 e o perioadă de introspecție. E o perioadă de așezare. Așa cum ziceam, iarna acum nu trecut încă. Și mai ales în perioada asta
E o perioadă în care încercăm cumva cu ambiție să ne ținem, să ne punem niște intenții. Și în zi de asta de intenție, vine cu oarecare conotație. Și conotația asta înseamnă practică dacă înseamnă cumva să te ridici deasupra vieții și să îți setezi o oarecare direcție care tu crezi că e mai bună pentru tine. De vedere human design, viața nu e un chin. Viața e o bucurie. Și atunci, în loc să ne setăm o intenție în funcție de ceea ce credem, mai degrabă apare ideea asta de a fi prezenți și a fi atenți la ce se întâmplă în viață, ce cum mă raportez la viață, cum mă bucur de viață, exact așa cum vine ea. Pentru că dacă îmi permit să iau lucrurile exact așa cum vin, nu să mi le proiectez cumva în viitor, sunt mai ușor de gestionat. Exact ideea asta de în momentul în care plouă, nu mă supăr pe ploaie. Șamanii știau lucrurile astea, știau că nu te pui cu natura, nu te pui împotriva naturii, ci lucrezi cu natura. Și asta e și invitația mea pentru anul care urmează. Nu puneți intenții din minte. Nu puneți intenții care să aibă legătură cu ce ați vrea să se întâmple. Vă încercați să controlați cumva viața. Ce plecați de la ceea ce este. Și viața ne dă de multe ori semne. În șamanism, de exemplu, se spune că întâi este viitorul, viitorul îl atragem în prezent și pe urmă el devine trecut. Și atunci cu intenția pe care o punem, putem atrage un viitor. Dar pe urmă există și tendința asta de a fixa viitorul și dezamăgirea că nu se întâmplă cum vrem. Și aici, de asta invitația mea este să ne deschidem vieții și să ne bucurăm de viață, înțelegând că câteodată e veselie, câteodată e tristețe, dar totul ține de viață. Și să ne decidem exact în funcție de noi, de ceea ce e corect pentru noi, nu de ceea ce ne-am dorit să fie. Crezi că există un numitor comun? Pentru că în timp ce te ascultam și mi-a plăcut foarte mult ceea ce ai spus, cred că niște lucruri de bază, lucruri de bun simț și lucruri elementare în ceea ce ai spus, faptul că trebuie să luăm lucrurile care vin în viață așa cum sunt. Și teoria acceptării este iarăși foarte importantă. Asta denotă o toleranță destul de mare, să spunem, la frustrare, da? Pentru că întotdeauna, eu știu, niște oameni foarte frustrați sau care au acest sentiment că parcă viața le datorează ceva, da? Și nu invers, își vor dori tot timpul lucruri, dacă nu e imposibil, destul de greu de realizat. Și atunci, bineînțeles că în momentul în care frustrarea aceasta crește și în momentul în care ne dorim lucruri greu de realizat, la sfârșit, exact cum spuneai, dezamăgirea va fi mare. În momentul în care se termină anul și faci același bilanț pe care l-ai făcut anul precedent, acea curățenie, îți dai seama că de fapt stai, că eu mi-am dorit anumite lucruri în lista aia de început de an și din 10 eu nu am reușit decât 3 și atunci apare această frustrare. De ce pe cealaltă nu am reușit să le realizez? Ori dacă accepti lucrul ăsta că în viață vin și bune, vin și rele, parcă privești lucrurile altfel. Și cred că este un numitor comun care leagă anumite tradiții spirituale sau leagă anumite elemente din spiritualitate. Că vorbim de human design, că vorbim de șamanism, că vorbim de, am mai auzit acest lucru în mindfulness, apropo de atenția conștientă, de prezență și de faptul că trebuie să simți că ești prezent aici și acum în lucrurile pe care le faci.
și să le faci cu multă bucurie și cu multă plăcere. Și să trăiești clipa prezentă, clipa, momentul prezent. Și atunci vei vedea lucrurile exact ce spuneam eu, apropo de înaintea discuției noastre cu paharul, știi? Când un pahar este pe jumătate plin cu apă, să vedem jumătatea plină și nu jumătatea goală a paharului. Da, despre asta e vorba. Și e vorba că paharul poate să fie. Și esența în paharul gol, paharul plin, nu e că e gol sau că e plin, ci că există. Și singurul lucru care am venit să-l facem în lumea asta este să fim conștienți de tot ce se întâmplă. Și când vorbim despre acceptare, nu e o acceptare prostească. Asta e viața. Nu, ci este despre a nu căuta viața ușoară, nici viața grea, ci de a înțelege că, și ce spuneai tu, știi, legat de clipa prezentă, de a trăi prezentul. Oamenii fug și din asta fac un deziderat. Trebuie să trăiesc prezent. Și uite că, uite să trăiască prezent. A trăi prezent înseamnă a intra cu totul în contact cu simțurile, cu corpul, cu nevoile pe care le ai în realitate. Și așa cum ziceai, acum în perioada asta urmează, acum suntem în ceea ce se numește design o zi de ambiție, o zi în care încerc să mă uit înapoi să zic am crescut sau nu am crescut anul ăsta. După perioada asta urmează perioada în care conștientizez și mă uit un pic la adevărul meu interior. Care e de fapt adevărul meu? Care dintre toate planurile care le-am făcut erau reale? Și în loc să zic, aoleu, de ce nu le-am terminat? Ce le-am făcut? Nu sunt bun de nimic. Ajung exact la final, pe 20, ajung în poarta 60, care se numește poarta limitelor. Și esența limitării este exact acceptarea. Dau seama că atât pot să fac și în momentul în care îmi dau seama cât pot să fac, apare mutația. Apare mutația, pentru că dau seama, stai, e chiar așa de rău. Și asta e limita pe care o am și bineînțeles că în alte condiții, poate că limita o să fie alta. Atunci mă deschid să experimentez din nou. Mă deschid către ceva nou. Las viața să-mi arate altceva. Și mi aleg în viața anului următor un pic mai cu înțelepciune. Și iar e o acceptare prostească. N-am ce să fac. Nu, ci e o acceptare a vieții, exact așa cum. Și înțeleg că, așa cum zici tu, că frustrarea pe care o am pune ceva. Unul dintre lucrurile care mi le spun este, da, poate am tras prea mult de mine, poate am rupt prea mult de la mine. Hai să mă uit un pic și la cealaltă parte. Și e o perioadă bună să facem asta, pentru că, evident, trecem printr-o situație specială. Și toată criza care e în lume se termină pentru că a început anul nou. Sau realitatea nu se schimbă când se schimbă anul. Ci realitatea are ritmul ei. Și atunci e mult mai ușor dacă înțelegem asta și lucrăm cu lucrul. Lucrăm așa. Toată lumea zice, anul viitor o să călătoresc, o să fac altceva, nu să mai stau în casă. Nu știm. Și dacă o să stăm în casă, deja avem o experiență în spate de una. Am putut să ne adaptăm, am putut să supraviețuim și am putut să găsim cum să ne reorganizăm. Și un mare plus dacă stai să te uiți. Cine și-ar fi imaginat
un an în urmă, că o să putem să stăm așa de mult în casă, așa de mult cu familiile și nu să nebunim, nu? Totuși, am supraviețuit și poate că anumite legături sunt mai puternice acum. Unele nu sunt, pentru că nu aveam ce să facem în ele. Unele s-au distrus de tot, cu puținul care era, altele dimpotrivă s-au mai consolidat, ca să spunem așa, din perspectiva relației cu copii, din perspectiva relației cu partenerul de cuplu. E foarte posibil ca în această perioadă, în lunile care au trecut, să fi ajuns cumva să ne fi cunoscut mai bine pe noi, că am stat mai mult cu noi înșine, dar în egală măsură să-i fi cunoscut și pe cei dragi, pe cei din jur. Da? Pentru că, uite, nu mai aveam acele mici supape. Da? Bun, nu-mi convine, mă supăr, mă duc la o bere cu băieții. Nu-mi convine, mă supăr, mă duc la shopping cu fetele. Da? Erai cumva îngrădit, restricționat să stai în casă și să faci față. Dar nu numai să faci față contextului, dar să ai ca scop îmbunătățirea relației cu cei dragi. De fapt, asta este ideea. Nu doar ideea de suportabilitate. Bă, n-am încotro, dacă ăștia mă țin în casă, trebuie să stau în casă. Nu? Dar ia să văd, este cumva un prilej acesta bun? Acest timp pe care Dumnezeu mi l-a dat. Dacă mergem pe ideea că toate vin de la Dumnezeu. Dumnezeu mi-a dat timpul ăsta, care este un timp prețios. Gândește-te că înainte de pandemie toți ne plângeam de lipsa timpului. Exact. Doamne, cât aș vrea să citesc. Doamne, aș vrea să ne întâlnim. Dar nu am timp. Nu am timp nici eu, nu ai timp nici tu. Suntem într-o goană continuă, alergătură, și nu avem timp să ne vedem și să stăm la un pahar de vorbă. Bineînțeles că iată vine tehnologia care ne ajută foarte mult și probabil că dacă am fi fost în varianta offline, noi doi n-am fi stat atât de vorbă, deși condițiile ne permiteau. Dar noi doi n-am fi stat poate atât de vorbă cât am stat în ultimul an prin intermediul acestor materiale. Revenind la șamanism și la această carte foarte dragă nouă, Calea Șamanului de Michael Harner din colecția Șamanism a editurii Herald, noi am mai discutat pe aceste subiecte anul care a trecut. Pentru că tot vorbim de zona aceasta de spiritualitate, de evoluție spirituală, de dezvoltare personală. Și bineînțeles că cărțile sunt un instrument care ne ajută foarte mult pe lângă alte activități pe care noi le facem. Sunt instrumente care ne ajută foarte mult în evoluția noastră spirituală. De ce ai recomanda această carte cititorilor Herald? E o carte extrem de practică. E o carte care duce într-o călătorie de profundă cunoaștere. Și Michael Harner vine cu exemple concrete despre cum să lucrezi cu tine, câteodată atât de concrete încât e important să ai un oarecare ghid. Că să nu încerci neapărat toate practicile fără să le discuți cu cineva, fără să vorbești cu cineva înainte. Dar ce mi-a plăcut mie exact faptul că sunt detaliate călătoria și felul în care se manifestă călătoria cu spirit. Și de ce o călătorie și mai oamenii, și avem nevoie, mai ales acum avem nevoie să învățăm să ne uităm la lucruri altfel decât suntem obișnuiți. Așa cum ziceai, vezi, cărțile au posibilitatea să îți creeze un cadru nou. Când citești o carte, o citești cu, numai cu ochii, dar o citești cu ții mână, o citești cu imaginația, îți creezi propria ta lume. Este avantajul, marele avantajul cărților. Da.
Dragii noștri, mersi mult. Câteodată îl mai dau pe mute ca să nu interfereze cu zgomote din exterior. Dragii noștri, am vorbit astăzi atât de frumos despre rezoluții, obiective, planuri, intenții la începutul de an 2021, atât din perspectiva șamanismului, dar cât și din perspectiva Human Design. A fost alături de noi Ioan Nistor, profesor Human Design, și a venit cu recomandare de carte, ca de fiecare dată, Calea Șamanului de Michael Harner în colecția Șamanism a editurii Herald. O carte, vă spun sincer, și vă recomandăm cu tot dragul, cu toată căldura, o carte cu totul și cu totul remarcabilă, că, ca de altfel și la fel ca și autorul ei, Michael Harner, un autor de altfel și supra-intitulat, să-i spunem, Marele Șaman Alb. Dragii noștri, vă mulțumim că ați fost astăzi alături de noi. Mulțumim și lui Ioan Nistor. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Să aveți o zi binecuvântată în continuare și lectură plăcută. La revedere! O zi binecuvântată!